Polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Hida au identificat luni 21 septembrie pe raza comunei Creaca un tânăr de 34 de ani din comună pe numele căruia judecătoria Zalău a emis la sfârșitul săptămânii trecute un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. O zi mai târziu acesta a fost dat în urmărirea națională. Cel în cauză a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru furt calificat faptă comisă în luna decembrie 2017 în localitatea Treznea. Tânărul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă sălaj și urmează a fi transferat la penitenciar în vederea executării pedepsei.